Și mi-a venit ideea asta cu Ola, eu me llamo Mariola. Hola, yo me llamo Mariola. Ven aquí, acércate sin miedo que estoy sola. Hola, yo me llamo Mariola. Acércate sin miedo, ven aquí. Sí. Bine, eu am crezut că am inventat numele ăsta, Mariola. Ven aquí, acércate sin miedo que estoy sola. Ah, oh, măi, Leo! Da, cântăm deocamdată. Hai să dăm un ram-pam-pam. Ram-pam-pam! Hai! Ram-pam-pam. You shot me, then you got me, and I'm like them. Bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well. So I, oh I. Wow, ce interesant! Da, înainte să intru pe scenă, vreau puțin coniac. Și unde a fost cel mai bun coniac? N-am avut coniac în Franța. Sunt, da. Hai să ciupim. Cheers! Cheers! Hai, noroc. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go, I'ma go. Discover every part, every part. Hard instructions, just to have the perfect style. Giving you the right directions, and you, you discover every part, every part of me. De ce aplaudați, vă bucurați? Pentru mine, că mă bucur eu atât de tare că am cântat cea mai frumoasă piesă ever.
Bine ai venit, Minelim. Bine te-am găsit. Mă bucur tare mult că ai venit și m-ai lăsat să încep cu piesa asta care mie îmi place mult și atât de diferită de felul în care o știe lumea, produsă așa bumții, cum îi zicem. Și că m-am bucurat maxim că știam că e setup-ul ăsta și am zis e perfect, putem să cântăm frumos, acustic. Adică ți-e dor un pic și de... Stai seama. De un pic de lirism, că tu ești acolo pe scenă, ești on fire, aprinzi mințile oamenilor de pe la noi, dar mai ales de pe la... alții. De afară, da. Ia zi-ne, unde te plimbi, unde te găsim? M-am plimbat destul de mult și anul trecut, să știi, chiar dacă a fost încă COVID. Dar am avut oportunitatea să cânt și în Franța, și în Ucraina, și în Polonia. Au fost foarte multe amânate, cauză că nu se știa exact și știi că se făceau întotdeauna, stai că de săptămâna asta nu mai avem voie să. În Cehia, în Amsterdam, în, nu știu, erau atât de multe țări care s-au amânat pe anul ăsta. Sper să nu se mai întâmple din nou ceva. A fost o perioadă acum câțiva ani când se cânta popcornul și atunci foarte mulți artiști au ieșit. Și de la Ina, foarte mulți artiști Stan, de la Global, Alexandra Stan. Până și eu am avut prin 2010 ceva piesă în Franța. Știu. Și te-am văzut în Franța. Franța e o piață foarte importantă din Europa. Știu. Cum ai făcut? Cum am făcut? Păi am continuat să fac muzică, m-am concentrat foarte mult de la început să fac muzică pentru afară. Și asta nu neapărat dintr-un snobism sau ceva, că am mai auzit și comentarii de genul ăsta. Adică tu să te simți prost, că ești noabă, că ai succes internațional sau cum? Nu, la modul că de ce nu cânt în română? De ce în engleză, într-una în engleză? Mi s-a părut că mi se potrivește mie mai bine pe voce engleza și am început așa și am zis, bă, pornesc pe drumul ăsta chiar dacă e mai greu și mă țin de el și o să iasă. Adică îți dai seama că întotdeauna ai speranță că o să iasă. Și uite că ușor construiesc proiectul pe afară. Dar ți se pare totuși că ai ignorat un pic piața din România sau îți dorești mai mult afară decât la noi? Tu chiar tu ai piesă în limba română? Da, am o piesă cu cu Vanotec. Dormitor. Așa. Și să zici că piesa aia am scos-o pentru că mi-a venit așa într-o seară refrenul ăla în dormitor. Și a fost o piesă care mi-a plăcut. Era în dormitor? Nu, eram pe canapea în living. Da, acasă? Da. Nu las da, și mai am una, Haos, care mi-a plăcut foarte mult, dar n-a funcționat. Adică am scos piesa în română. În dormitor a fost bine, dar Haos... Măi, când zici că în dormitor a fost bine... Adică piesa în dormitor nu te duce nicăieri. Să nu mă duc? Nu. Ești cu minte? Rău? Sau nu vrei să vorbești despre asta? Dormitorul e dormitor. Acasă? Exact. Am înțeles. Dar putem spune, ești măritată, ca să nu se mai gândească nimeni la dormitor. Da, să închidem toate ușile de la dormitor, nu? Cheie, tot, băgăm hârtie pe gaura cheie, exact. La revedere. V-am pupat, așa, cu dormitorul am închis. S-a închis de mult? S-a închis de mult, de vreo 14 ani. Atunci cu atât mai interesant e. Dar uite că lumea n-a vrut să știe ce la tine în dormitor în limba română, ei au vrut pe engleză. Da. Așa, și te-ai dus, și te-ai tot dus. Și așa ca gând, unde vrei tu să ajungi? Ce ți-ai propus? America, Asia, să lucrezi cu un anumit producător, să colaborezi cu un anumit artist de afară? Nu m-am gândit neapărat la America. Adică nu mai fac planuri din astea mărețe. Mă gândesc în Europa să devină proiectul mult mai cunoscut și poate după aia, știi cum e, faci un pas, după aia mai vrei un pas. Aș vrea să fie piesele cunoscute în Europa și să fiu un artist în Europa mare și poate după aia și America, nu o să zic de Grammy, că sună prea... Nu, prea departe. Dar îți dai seama că mi-ar plăcea, aș vrea să câștig și un Grammy, și care artist n-ar vrea asta? Așa, pas cu pas, o luăm ușor. Eu nu mă mai gândesc. No, dar pentru tine altfel, pentru că tu ești singer-songwriter, tu scrii muzica pe care o compui și... Și am început să fac și sesiuni afară. Și poate, cine știe, ușor, combinându-mă cu songwriter din Londra, de exemplu, o să am și în Suedia în curând, în Ibița, în Berlin am avut. Ai mai fost în Ibița? Nu, o să fie prima oară. Deci le îmbinăm muncă și... Vă iau. Fac niște live-uri de acolo. Noi nu vrem la studio, noi vrem doar la plajă. Ne luăm chitara. Tu unde vrei? Cu autocarul. Cu autocarul. Facem acolo o sesiune împreună. Perfect. Cântăm, facem un live. Așa. Bun. Ce ar suna bine să cântăm în Ibița? Mariola, evident. Mariola, da? Dai seama, da. Hai să vedem. Facem repetiții de acum, că poate.
Boys, see you staring. Yeah, you're watching every move. I can see the way you're falling as I'm coming after you. Yeah, yeah. We can have a drink just to start a night, and I can make you wanting me another night. Boy, I see you staring. You're watching every move. Hola, yo me llamo Mariola. Ven aquí, acércate sin miedo, que estoy sola. Hola. Yo me llamo Mariola, acércate sin miedo, ven aquí, sí. Hola, yo me llamo Mariola, ven aquí, acércate sin miedo, que estoy sola. Hola, yo me llamo Mariola, acércate sin miedo, ven aquí, porque estás sola. Yo no hablo el español. Ay. Yeah. No, 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 no. I don't make mistakes, I know what to say. To get my way, I know what it takes. Y'all may make me tap out and retire. Tell me, are you brave enough to come put out the fire? And I say, you've been looking for the one. Nah, nah, nah. I know what to say, and it done. Nah, 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 nah. I know what to say, I know how to play. If you don't like it, tell me when to stop. Hola, yo me llamo Mariola. Ven aquí, acércate sin miedo, que estoy sola. Hola, yo me llamo Mariola. Acércate sin miedo, ven aquí. Y hola, yo me llamo Mariola, ven aquí, acércate sin miedo, que estoy sola. Hola, yo me llamo Mariola, acércate sin miedo, ven aquí, porque estoy sola. Hola, ven aquí, acércate sin miedo, que estoy sola. Hola, yo me llamo Mariola, acércate sin miedo, ven aquí. Yeah, yeah. Hola, hola, yo me llamo Mariola, Mariola, acércate sin miedo, ven aquí porque estoy sola. Hola, yo me llamo Mariola, acércate sin miedo, ven aquí. N-am nimerit. Da, wow. Chiar n-am nimerit. Mariola, cine e fata asta? Cum? De ce? Pe spaniolă, engleză? Cum? De unde a venit? Asta a fost prima piesă care a fost mai mare de la mine. Nu știu, așa mi-a venit ideea. Într-o seară eram la studio. Țin minte că aveam a doua zi zbor, dar nu mai știu unde. Și aveam totuși chef să merg la studio. Și am dat un mesaj unuia dintre producătorii de la studio, lui Quick. Și am zis, bă, n-ai chef să ne vedem la studio, el era acolo. Și a zis, bine, hai că ne vedem. Era vreo 12 noaptea. Și am ajuns la studio. Așa? Da, 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 12 noaptea. Nu mai știu de unde veneam, ce făceam. În fine, și am ajuns la studio și am început să-mi pună el idei. Și mi-a venit ideea asta cu Ola, eu mă iau Mariola. Mă gândeam eu cam ce ar putea să cânte toată lumea. Și cumva să auzi multă lume cântând Ola, eu mă iau, cumva e o formă de salut. Deci e clar că toată lumea poate să o știe pe asta în spaniolă. Și mă gândeam eu așa cu ce rima Ola, eu mi-am o Mariola. Ola, cu ce rimează Ola. Și mi-a venit un nume în cap. Bine, eu am crezut că am inventat numele ăsta Mariola, dar din fericire exista numele. Asta tu vrei să fie și originală, să nu mai auzit nimeni. Și să știi că nu era din Spania numele, era undeva din Suedia, foarte comun. Mariola. Suedia, Finlanda, ceva de genul ăsta, că am rămas mască, mă gândeam că suna foarte Spanish așa numele. Da, niciodată în viața asta. Hai că n-am inventat un nume, dar piesa a avut ceva de la început, nu era în formula, cum o știți voi, era mai lounge așa varianta piesei. Dar atunci s-a alăturat și Alex Cotoi, cred că știi, alt producător super talentat de la noi, și a făcut-o strong. Și atunci am deci cumva a fost premeditat asta, adică tu ai deja foarte mult exercițiu ca songwriter și știi să dai niște, să cauți niște chestii. Fac asta de vreo 10 ani. Aha. Vreo 10 ani și cumva în ultimii ani pot să zic că cumva știu, hai să nu sune dubios că zic că știu.
Deci faci chestia asta de 10 ani și da. Totuși abia cu 3 ani a venit Mariola. De 10 ani, dar gândește că a fost un... A fost un parcurs, adică începe ușor, am început în dormitor la mine, vezi? A, dormitor, ne întoarcem în dormitor? Ne legăm în dormitor. Zici bine, ne-au făcut legăm. Am început în dormitor la mine, să compun, eram în fața calculatorului și după aia am început să merg în diferite studiouri. Așa, bun, zic cum Wasabi. Care a fost gândul când s-a întâmplat chestia asta? A fost un proiect aveam pe care... Aveam 17 ani. Așa, și te-ai gândit că ce fată frumoasă și talentată vrea să cânte într-o trupă? Foarte puține, majoritatea vor solo. Păi deci, dar veneam din Slobozia, adică veneam de la deci înainte mergeam prin festivaluri. Așa. Am mers doar în câteva, că nu prea îmi plăcea vibe-ul din festivaluri, că mi se spunea da, așa, că toată lumea se mânca așa. Festivalul e o școală bună ca dovadă că tu cânti foarte bine. Deci, a fost okay. A fost ok, nu trebuie să stai prea mult prin festivaluri, nu. Da. Așa. Și am ieșit din festivaluri și am ajuns la București prin Moga. Știu că el căuta... Stai, mă, de la Slobozia la Moga, cum ai făcut? Printr-un unchi de-al meu care se știa cu Anda Adam. Anda Adam m-a ascultat, a zis, bă, dacă ai noroc, Moga face o trupă de fete. Și Moga, deși făcuse deja trupa de fete... A dat afară pe una și te-a băgat pe tine. Nu. N-a fost nevoie, că erau foarte bune cu sufletul la gură. Erau foarte bune fetele, doar m-a pus și pe mine în trupa aia. A insistat foarte mult să fie deci trupă, erau trei am rămas și în trupă, da. Aha. Și a fost trupa de patru. Și ăla a fost cumva pasul mai mare în carieră. Și te înțelegeai bine cu fetele? Da, la început până a fost când un pic... mai înțeles. Ei, stai seama, patru fete, n-am înțeles, a fost super mișto. Hai că nu v-ați înțeles mult, doar vreo câteva piese. Nu, trei ani, cred. Vreo trei ani. Să știi că noi eram de ceva timp împreună, numai că în momentul în care a început să meargă treaba, cine mai mers noi. Mai mulți, rochii mai frumoase, nu mai multă știu. Atenție. Nu știu, cred că fiecare dintre noi își dorea cumva ceva diferit la un moment dat. Dar s-a rupt de la voi, nu de la producător, da, nu? Da, mai vorbești cu Laura? Aoleo, ce am întrebat? Nu. Că mie mi-e rușine, dar trebuie și eu. Dacă ne vedem, eu o salut, adică n-am nicio treabă. Au trecut ani, am trecut peste. Deci a fost acertat. O prietenie frumoasă, da. A fost o prietenie... Aoleo! Nu, a fost o prietenie frumoasă, să știi. A fost chiar o perioadă foarte frumoasă, care m-a format, care m-a lăsat și cu câteva sechele, dar e ok. Dar știu cum e cu fetele. E normal. Am fost și eu de mult într-o trupă de fete care nici n-am mai ieșit, că ne-am certat înainte să iasă, deci... Păi, uite, nici nu am avut viață lungă după ce am ieșit. Dar să știi că am stat foarte mult împreună, într-un apartament. Gândește că stăteam împreună, toate patru. Deci totuși am rezistat, mă, au fost trei ani e mult. Dar stai și împreună, da. Clar, nu. E, vezi? Nu. E, vezi? Da. Deci a fost, da, a fost frumos. A fost. Pentru, mai ales că eu aveam 17 ani, eu zic că a fost fix ce-mi trebuia mie în perioada aia, mai ales că trebuia să fiu aia mică din trupă. Și cine aia mică, simpatică. Aha. Deci tu erați câte un eram personaj. Eram cumva, da, cumva, da. Îți dai seama, eram fiecare... cât un personaj. Uh-huh. A fost drăguț. Da, a fost. Și așa, dar atunci a fost pe internațional, nu? A fost așa o... Păi da, am avut piese, aveam piese în engleză și în trupă. Uh-huh. Dar nu le scriam, le scria Moga. Deci atunci nu prea aveam nimic de spus. Dar tu știai că poți să compui atunci? Nu. Am înțeles. Am început așa ușor să cochetez cu compusul, dar serios m-am apucat după ce am ieșit din trupă și nu știam exact în ce direcție să o iau. Pentru că, îți dai seama, dintr-o trupă de fete trebuie să-ți găsești cumva drumul. Și am stat un pic cu mine, am început să compun și am început tot procesul ăsta de cunoaștere de sine ca și artist, să văd ce vreau să cânt, dacă vreau în română, dacă vreau în engleză și uite că a durat ceva. A durat asta, după ce mai cântăm ceva, ca să nu ne răcim, vorba, da. să nu ne răcim prea mult. Mai vorbim pentru că... după ce ești într-un proiect care funcționează până ajungi să dai lovitura cu altul, în perioada aia de așteptare, sigur se adună și frustrări și nemulțumiri. Da. Vorbim. Da, cântăm deocamdată. Hai să dăm un ram-pam-pam. Ram-pam-pam! Hai!
Așa. Yes. Ai avut această viziune, un western, un film de... Nu. Cu pușcături. Nu. Iubitul din tinerețe pe care l-ai vrut să-l omori. Nu. Să știi că n-am... De obicei nu prea scriu din experiență proprie. E clar că dacă ești măritată, happy, merit de atâția ani. Să știi că n-am din astea. Ar trebui să-mi creez, nu știu, să mă cert cu soțul meu ca să-mi creez momente de scris inspirate, dar nu. El nu e din domeniu, nu? Da, e cumva din domeniu. Da. Viața ta e muzică mult, foarte mult. Da. Și cel mai mult stai în studio compunând. Și în mașină. Așa. Mă gândesc la idei. Și înainte să mă culc. Dar vacanțe cu familia. Fac și vacanțe, dar să știi că și vacanțele alea tot îmi iau timp. Nu știu, și dacă sunt pe plajă și dacă merg într-un oraș mai nebun, tot caut cumva inspirație. Uite, de exemplu, cum a fost piesa Inei, Up, care e acum pe radio. Am scris-o în drum spre sesiune, în mașină. Mi-a venit ideea cu When I'm Down, You Can Bring Me Up. Și după aia m-am gândit, ar fi mișto să mă duc, că tot mă duc în sus. You Can Bring Me Up, să mă duc în jos. Up, 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 up. Ce tare! Și de acolo, cumva, aveam începutul de refren. Care și... e cel mai neobișnuit loc în care ai scris? Neobișnuit? Da. Și în cadă. Și... În cadă? În cadă. Pe lângă cadă. În cadă cu spumă, cu șampanie? Da. Pe lângă așa. Cadă, dar... Păi nu e așa neobișnuit, cadă... mi se pare. Și pe lângă... Așa, nu zicem. Și pe un vârf de munte, așa. Când duceai gunoiul, când mâncai pizza și ți-a venit o piesă nu, uite, romantică. În mașină. De a, în mașină. Am înțeles. Nu vin acum, dar în mașină. Bă, prieteni ai, mai ai timp de ei sau da, ce înseamnă lumea de la studio? Da, și lumea de la studio, îți dai seama, dar și prietenii, clar, îmi fac timp, că îmi place. Ce fel de temperament sau caracter așa apreciezi și ce nu apreciezi la o persoană? Nu apreciez oamenii care sunt prea posesivi. Adică am o problemă cu oamenii. Când simt că un om e un pic prea mult peste mine, așa, care vrea să acapareze tot, mă iau distanță. Am avut experiențe. A, asta zic, că de obicei te ferești de ceva ce s-a întâmplat. Da. Și nu, încerc să... Cum simt că un om e prea posesiv, mă dau la o parte frumos. Mă sustrag din situație. Deci prietenii tăi trebuie să se mulțumească cu timpul pe care reușești tot să îl dedici, având în vedere că muncești atât de mult. Da. E, să se mulțumească. Nu, mă, e totul frumos, pe relax. Pe... Păi nu știu, eu Adică să știi că am și eu timp. Am prietene cărora le-am scris și îmi spun ele că n-au timp. Adică se întâmplă, îți dai seama, nu e ca și cu mamă ce atât de ocupată. Asta e percepția mea. Să fiu și. Da, dar e percepția mea probabil și a celor care ne urmăresc, pentru că tu ești unul dintre puținele și cred de fericitele cazuri care nu a lăsat foarte mult din povestea ei personală să ajungă la lume. Nu știm tot felul de insight-uri, dar muzica ta e peste tot. Și la noi și afară și mi se pare foarte bine. Dar avem și noi curiozități din asta. Chiar mă gândeam că și dacă ai vrea să răscolești, nu prea ai pe unde. Nu te răscolești. Și n-am nici nimic spicy să spun. Ce să fac? Să-mi inventez acum? Nu! Mi se pare genial. Da, adică rămân în treaba mea. O fată mea. Fericită, împlinită, cu o familie, cu tot ce trebuie pe plan personal, dar iată, cu succes. Și vreau, în general, să iasă muzica mea în față. Adică asta e și... Asta e chestia principală pe care mă focusez. Nu vreau să ies cu familia, nu vreau să ies să fac clătite cu copiii la televizor. Nu, mulțumesc. Sunt total de acord cu chestia. Adică nu mi se pare, vin eu, artistă, vreau să-mi promovez muzica și să fac clătite cu... Și mă vezi mâine pe mine, fac clătite cu copila. Nu, adică nu vreau, nu mi se pare cool nici când văd pe alții, știi? Și tocmai de-aia, probabil, nu vreau să mă văd în ipostaza aia. Mi se pare... Ce ai făcut azi? Foarte ok. Am mers la shopping copii, wow, ce interesant. Și afară, la fel, te întreabă despre când ai interviuri la foarte radio. Foarte scurt, la fel de familie. It's adică all about music. Foarte mult că nu... Și afară comunică, nu vreau să se bată monedă pe familie și așa. Nici n-am ce să spun prea mare lucru. Da, ok, am un soț, am doi copii, viața e frumoasă, hai despre să vorbim despre vorba, muzică. Viața e frumoasă și muzica ta e foarte, foarte frumoasă și ea. Mulțumesc. Așa că să mai cântăm, că de asta ne-am adunat. Mai ales că ai zis că apreciezi felul ăsta în care nu ai ocazia să cânti de foarte multe ori. Dar bănuiesc că mergi cu trupă, nu? La show-uri afară. Da, tobă, chitară și mai vrem să luăm bas.
clapă. Deci pe power. Să ne extindem, da. Atunci păstrăm noi aici lirism și balsam pe suflet. Hai, hai să cântăm Nothing Hurts. Ok. Okay? Hai. Yes. Closure's all I need now that it's over. 'Cause I ain't over you. And I told you, told you that I need time on my own, yeah. Now it's done for good. Don't try to hold me, it's making it worse. Oh, and don't try to kiss me. I need you gone, gone. Won't be here to wait for my turn. You should know that nothing hurts like you do. I knew you were bad news moment that I met you. Yeah, I know. Oh, baby, nothing hurts like you do. I'm crying in the bathroom listening to sad tunes. Yeah, it's true. Oh, baby, nothing hurts like you do. Do-d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 o. Yeah, I know. Oh, baby, nothing hurts like you do. Do-d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 o. Yeah, it's true. Out of focus. Straight the hungry got me frozen, frozen over you. And now I replay everything in my mind and all the moments I feel back to you. Don't try to hold me, it's making it worse. Oh, and don't try to kiss me. I need you gone, gone. Won't be here to wait for my turn. You should know that nothing hurts like you do. I knew you were bad news moment that I met you. Yeah, I know. Oh, baby, nothing hurts like you do. I'm crying in the bathroom listening to sad tunes. Yeah, it's true. Oh, baby, nothing hurts like you do. Do-d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 o. Yeah, I know. Oh, baby, nothing hurts like you do. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Yeah, it's true. Oh, baby, nothing hurts like you do. You do. You do. Oh, baby, nothing hurts like you do. I'm crying in the bathroom listening to sad tunes. Yeah, it's true. Oh, baby, nothing hurts like you do. Până acum, care ți se pare că a fost vârful tău? Adică cum l-ai simțit tu în ziua aia în care ai fost super proud, ce mamă, nu credeam că o să fac asta. Nu știu, de când, de la Mariola încoace, un moment în care ai zis, mamă, sunt uite, când tare. Uite, când am cântat de Revelion în Polonia. Okay. Mi-a plăcut mult. Când a fost asta? Acum, în 2021 de Revelion. Am cântat în Polonia pe o scenă imensă. Și a fost, deci, scena, cumva, când am ajuns, a fost un pic overwhelming, așa că, na, era o scenă mare, mare, dar, nu știu, am momente când nu prea stau și nu prea mă bucur, știi, de tot ce se întâmplă, adică vreau întotdeauna, hai, următorul, hai să facem, hai, care, cum, ce scot, următoarea piesă, cum punem sesiunile și ai mei din echipă, stai un pic, frână puțin. A, deci mai bucură-te genul care și... workaholic, vrei să te duci, da, să pare niciodată că nu-i de ajuns. Exact, mai mult. Exact. Și asta e cumva problematic. Adică încerc să-mi... Chiar trebuie să fie spun timp. Că bucură-te și de tot ce se întâmplă. Că nu e chiar așa ceva care se întâmplă la toată lumea, știi? Nu, chiar nu, nu. Că asta pornisem discuția. Na. Acum câțiva ani au fost foarte mulți artiști, dar... piața și de afară s-a schimbat foarte mult și la noi e foarte greu să mai găsești exact ceva pe placul oamenilor și să facă milioane de vizualizări pe YouTube, cu atât mai mult pe afară pentru niște oameni. Stai seama. Da, de altă cultură, altă limbă. Și mi se pare foarte, foarte tare ce faci tu. Auzi, când te duci la concerte, nu știu, poate stafful tău se interesează și ca să... Adică, dincolo de faptul că oamenii știu piesele și te vor, așa, le trimiți și un din ăla cu pretențiile tale în backstage, așa, la 30 de trandafiri albi, 40 de prosoape, 50 de stridini, nu știu, zic și eu. Nu. Adică așa... Doamne, nu. Nu, că mă gândeam că ajută, na. Înainte să intru pe scenă, vreau puțin coniac. Ok. Da, atât. Și unde a fost cel mai bun coniac?
Să știi că în Franța, când am fost, n-au avut coniac. N-au avut coniac în Franța? Da, nu. Dar, nu știu, peste tot a fost bun. Că cer unul care știu eu că îmi place. Am înțeles. Noi n-avem coniac, ca să-ți dau înainte de următoarea piesă, dacă vrei. Să știi că beau uneori seara și vin. A, seara. Perfect. Și acum, cumva, putem să zicem că e pe seară și crezi că ar merge o gură? Hai să ciocnim. Haide. Am zis că emisiunea asta rămâne vinul nebăut, dar ce să vezi? Nu. Ne închipuim că e coniac. Cheers! Cheers! Ai noroc! Bine ai venit! Eu sunt onorată că după scenele internaționale stai aici un pic și cu noi pe canapea. Și băieții, evident. Ai noroc, băieți! Și acum o să ne închipuim înainte să cântăm... Nu! E... Mai bine? Nu, că după aia greșeau mai multe acorduri. Opa, l-ai văzut? Fii atent, nu. Ar fi fost premieră. Mai spart unul astăzi. Da? Ok. La noi? Nu. Nu? Nu, bine. Nu contează. Am zis nimic. S-a spart ghinionul. N-ai auzit nimic. Bun, și acum noi, deci nu e coniac, e vin, dar putem să ne gândim. Da, putem și așa să ne închipuim. Facem noi exercițiu de imaginație. Da. Că la noi ne-am dorit să mergem să cântăm și la Buzău, da? Păi pe unde ai fost? Unde să ne închipuim? Că urmează să intrăm să cântăm împreună cu fata asta pe... Wow, hai că te-ai dus frumos. La Chiajna. La Chiajna, aici. Alex? Hai, Slobozia, ce și voi. A, la Slobozia. Am avut concerte foarte reușite la Slobozia. Eu n-am avut, să știi, nu? Până acum niciunul, nici când era Mariola. Nu ai avut deloc sau nu ai avut succes? Să știi că aveam cu trupa, când aveam eu 11 ani, aveam o trupă Shelly. Shelly, da, Shelly se numea trupa. Mamă, să cer drepturi de... Pe Shelly trupa Shelly, da. Shelly îl cheamă Shelly? În buletin? Nu. Nu. Să iei drepturi de asta, o simt chestie. Da, și ai să știi că aveam concerte cu... De la 11 ani ai inspirat lumea. Da. Așa, și după aia nu te-a mai chemat la Slobozia? Nu. Nu credeam că zici că la Slobozia n-ai succes pentru că te știu de mică și practic... Că e sigur, e de afară. E Mariola, nu e de pe la noi. Nu vine din America. Exact, de la Madison Square Garden. Da. Mă gândeam că e să aplicai acum, nu ești profetă în țara ta, deși, de exemplu, în orașul meu natal m-au mai chemat rar, din Onești sunt eu, moldoveancă. Aniș, rar? Rar, dar bine. Ar trebui să-ți fac acolo un bust. O statuie. O statuie, da. Da. Să facă pipi, să vorbești. Te-ai dus departe, te-ai dus. Sunt mulți căi, mulți căi de aici. Încă mai sunt? Da. Wow. Da. Dar sunt și lucruri frumoase, să nu zic că, Doamne, vă iubesc și vă transmit salutări acasă la Unești, mă întotdeauna mă emoționez, mi-au transpirat palmele când vorbesc, dar acum știi cum e, ne mai distrăm și noi. Bine, de la Slobozia direct mergem la Madison Square Garden și cântăm ceva deosebit. Tu cânti. Eu nu mai vin, nu, că e scump avionul, eu nu-mi iau avion de data asta. Te las pe tine. Hai, cu un John Legend. Poate într-o zi o să cânți cu John Legend la Madison Square Garden, aurită, să ne fie atent, vorba avem filmare, și mai o gură de vin pentru asta, că merit. Filmare, da. Avem pe filmare. Așa să fie, să te audă. Dacă se întâmplă chestia asta, să nu uiți de noi, te rugăm frumos, nu știu ce... Uite, îți dai seama. Bine. Profeta... Doamne ajută, profeta de la... Da. Cu ritmul tău în care te duci pe afară, cred că mai degrabă o să ajungi să faci un Madison Square Garden decât sala Palatului. Nu? Să dea domnul, nu știu. Nu știu să zic acum. O să vedem. Nu-mi place să mă laud. Nu vreau să... Dar nu e nicio problemă, că te laudăm, nu e nicio... Bine, mai bine să mă laud de alții. Nicio problemă, e perfect, te laudăm așa. Pentru că e perfect. Meriți, eu chiar... îți dai seama că trec pe aici foarte mulți invitați și am de învățat, mă rog, învăț piese pe care nu le știu deja, mai mi se multe pare tare asta și, stai să le înveți. Foarte mult s-a lipit de mine stilul tău de a compune și m-am simțit extraordinar de bine. Cred că știu că eu cânt tot așa jos ca tine. Da, cred că aici a fost chiar cânt foarte jos, că multă lume îmi spune când încearcă să le cânte, bă, dar e cam jos, așa jos cânti, cam așa sunt toate piesele jos. Acolo îmi place mie cum sună vocea. Da, în ultima vreme s-au purtat vocile astea mai subțiri, așa, sopranele. Da, uite, da. Cum e și Ina, care are un timbru foarte deschis. Da, și noi am fost așa un pic mai marginalizate. Mai spre jos. Da, uite, a venit o fată ca și tine. Și flashbacks când i-am compus era mai jos, a rămas acolo, n-a vrut să o ducă mai sus.
Deci, a plăcut mult cum îi sună, nu mă jos, de fapt. A tot mai jos față de ce cântea și a plăcut, a păstrat-o tot în... Deci vine vremea noastră, artistelor. Yes, bine. Să mai cânte lumea și jos. Să mai cântăm și jos, ce vreți, da. Acolo, cocoțate. Da. Și iată că se poate, într-o lume atât de pestriță, o fată ca tine serioasă, muncitoare, super talentată, care nu trebuie să-și pună poalele în cap ca să aibă succes. Da. Și chiar mă bucur foarte mult că se întâmplă chestia asta și că reușești să păstrezi misterul și discreția, ceea ce apreciez foarte mult. Da. Și se întâmplă tot. Deci să știi că mai multă lume îmi spune că ar trebui și tu să... Așa. Asta cu ar trebui... N-aș fi eu, deci aș încerca să fac chestia care nu mă reprezintă. Nu trebuie nimic, atâta timp cât ești confortabilă cu ce faci, lucrurile merg. Da, exact. Așa zic și eu, da. Da. Despre asta e vorba. Găsește 1, 2 ca să-mi strice dispoziția. Nu, păi nu, hai să o reparăm. O reparăm cu muzică. Da, noi nu stricăm absolut nimic, dimpotrivă. Îți țin o pumnii pentru sesiunea care urmează și toate celelalte pe care le-ai programate pe anul ăsta. La câte lansări să ne mai așteptăm? Multe, nu? Abia am lansat MMM. Știu. Și o cântăm imediat. Se cântă. Și o să mai scot o piesă care e un fit cu... Deci, adică nu. Ia, cum? Să se întâmple mai întâi, că eu așa. Avem sunt, un fit internațional, da? Atâta. Să sperăm că este, da. Bine, da. O să iasă. În iunie, iulie. O să iasă. Bine, nu e John Legend deocamdată, că e ceva mult mai cool, bănuiesc. E pe bumții, da. Ok. Și acum dorme la noapte, că m-a făcut curioasă. Și nu ne spui, că nu... Îmi spui mie. Da. Bine, ce să zic, țin pumnii, să fie... Misterul, mersi mult. The big one. Mulțumesc tare mult că ai trecut pe la noi. A fost o plăcere să cânt. Și sper să văd formatul ăsta și pe TV. Abia aștept, îmi place maxim. Îmi place mult. Place mult. Încerc să mă uit într-o direcție să-l potrivită. Vedem și pe TV. Ce frumos. Ce frumos. Da. Așa, mi-aș face o piesă cu refrenul ăsta. Vreau să văd duet cu Alexandra pe TV. Vorbește-mă, vorbește cu toți artiști să spună asta, toți. Facem o petiție. Exact. Uite acolo, vreau la spate, dacă ați vedea toți cum se... Nu, o să fie pe TV, n-ai cum. E prea mișto. Doamne ajută, să audă cum cine trebuie. Zic să mai bem o gură de vin pentru asta. Cum ținem noi pumnii. Hai noroc. Să fie într-un ceas bun. Într-un ceas bun pe toate planurile. Așa să ne ajute Dumnezeu și formația ca să cântăm într-un final tot așa de frumos ca și până acum. Da. Am pus presiune pe voi. Și mulțumesc băieților. Chiar o să cânt acum o variantă foarte mișto. Pentru MMM, e chiar prima oară când o cânt. Deci, all ears, aici suntem. Yes. Variantă live de... Dar cum prezinți piesa? Da, știi, vezi, să știi că ne-am gândit la asta. Când așa. I-am pus numele, eu le-am trimis-o așa cu că așa e în piesă. Și echipa se gândea, băi, să schimbăm numele oare? Nu! Cum o să o prezinte? Fiecare rămâne la latitudinea oamenilor. Și afară vom vedea cum o să o prezinte lumea. Mi se pare tare. Mi se pare că toată lumea o să se întrebe, oare cum se zice MMM, nu o să zică nimeni MMM, că noi zicem românii. MMM. A mai fost o piesă, este o piesă Crash Test Dummies, se cheamă, care a fost votată pentru una dintre piesele. Care aia? Da. Once there was a girl who... Așa, mă rog. A fost votată pentru una dintre piesele cele mai proaste versuri ever, dacă nu mă înșel, sau dubioase oricum. Dar nu știu versurile. Da. Nu știu. Dar o să caut. Da. Deci... M-ai făcut curioasă. Următoarea piesă. Perfect. Two-hour conversation, and I know this isn't going nowhere. We both know that every time we tried something new. We got back to the old habits that we know. Another hour, another question, and you know you already have the answer. We both know that every time we tried something new. We got back to the old habits. You know you did me wrong.
Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go, I'ma go. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go, I'ma go. Now wake up, no makeup, no more you and I. You cleared all the doubts of my mind. No fake up, just make up your life and I'll make mine. I'll be much better in time. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go, I'ma go. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go, I'ma go. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go, I'ma go.